Până la începutul anului 2000, Moldova era țara în care posturile de radio și televiziune difuzau ca program de divertisment, mai ales muzică populară și de estradă. Așa că primele formații care se lansau timid cu melodii dance, pop și de hip-hop au avut succes peste noapte. Tinerii cântăreți nu știau să-și vândă imaginea și muzica, deși albumele lor se epuizau uneori într-o singură zi. Au strălucit puțin, apoi s-au stins, lăsând în urmă amintirea unor trupe numite Zbânț, Regal, Protect sau chiar Savana. Recunoașteți aceste acorduri? Este una dintre puținele piese ale formației Protect care încă mai este difuzată la radio. Totul a murit de pierele de ani. Va multe ori gândeai că săptămâna lui. Acum îți pare rău că n-ai putut să-mi zupui. Dar cine vinovat că ai căzut pe mâna lui? Trupa cânta mai ales R&B, iar Angelina și Victor trăiau aproape numai pe scenă. Aveam câte două concerte, trei chiar, cu Victor. Veneam la două de noapte și dimineața trebuia să fim la ore. Toată lumea era ferm convinsă că noi suntem o trupă din România. Piesa Întoarce-te la mine, care în 2001 a fost declarată hitul anului. Întoarce-te la mine, căci eu te ador. Întoarce-te la mine, că îmi pare foarte rău. Căci eu fără tine nu pot să trăiesc. Întoarce-te la mine, doar eu te iubesc. Probabil dacă piesa ar fi avut și un videoclip, cu siguranță i-ar fi prelungit succesul și poate le-ar fi rotunjit conturile celor din formație. Sunt mult timp când trebuie și gratis să cânti. Nu tot timpul bani. După 3 ani în prim planul showbizului moldovenesc, au apărut primele zvonuri despre dispariția trupei Protect. În 2003, din cauza mai multor probleme, motive și din comun acord cu Victor, am decis să-și urmeze fiecare calea sa. Fiecare început are și un sfârșit. Au hotărât ambii fiecare să-și ia drumul său. Adică Angelina s-a dedicat școlii, în timp ce Victor a revenit la pasiunea lui mai veche, fotografia. Pe altă filă despre muzica anilor trecuți găsim formația care cânta pop și dance și care avea mii de fani în toată țara. Regalul s-a lansat în 2001, băieții aveau 20 de ani și 24. Ochii mari ambii, buzele mari și tot ce asemănarea toți credeau că sunt gemeni. Așa că nu e de mirare că Veronica, Alex și Oleg se simțeau adevărați regi ai scenei. Alex povestește. Locuiam la Ciorescu, dimineața, iarna, ne trezeam, ieșim la balcon la o cafea și vedem pe zăpadă scris Alex, te iubesc. Nici nu e de mirare, fiindcă tinerii erau niște apariții cu totul speciale pentru Moldova acelui timp. Ce s-a păstrat? Pa-bam! Deci asta a fost chiar prima rochie care cu ea s-a filmat cel videoclipul Te vreau aproape și cu ea practic timp de vreo 2 luni, deci cântam în scenă. Probabil este una dintre rochițele în care inima Veronicăi a bătut mai tare pentru Oleg, cu care a trăit o frumoasă poveste de dragoste. Divorțasem atunci și 3 ani am fost împreună. Dar orice început are și un sfârșit. Primul eu am abandonat trupa la începutul anului 2003, după care trupa a mai existat încă jumătate de an. Mai comunicați acum? Cu Oleg, da, cu Veronica nu. Fiecare care își caută de viața sa. Oleg a depus armele ultimul. Veronica s-a retras pentru un an, timp în care a căutat liniște și mângâiere într-un pelerinaj prin mănăstiri. A fost o chestie pur sufletească, să zic așa, într-un fel, o dezamăgire, hai să zic așa, de ceea ce depinde de dragoste. Oleg s-a retras din lumina reflectoarelor ca și Alex, care însă continuă să compună cântece. Îmi place ce fac acum, sunt producător la un post de televiziune. Veronica mai cochetează cu ideea revenirii pe scenă, dar deocamdată se dedică unui plan de afaceri împreună cu fiica sa. Deschidem de grabă un salon. Este
munca ei. Răsfoim mai departe albumul cu muzica anilor 2000 și ne oprim la pagina despre formația Zbânți, care se poate lăuda cu 10 ani de activitate, timp în care Ala, Diana și Eugenia nu au făcut niciodată economie de imaginație când venea vorba despre ținute extravagante. Sunt o parte dintre ele pe care le-am putut să le încarc într-o valiză. Îmi amintesc vag că asta se îmbrăca cam așa și era chiar pentru mine. Îți imaginez? Doamne ferește! Dar cel mai amuzant pentru mine este această fustă, care nu știu dacă se numește fustă. Zbânzuitele își croiau și cosau singure costumele de pe scenă, după ce răsfoiau teancuri de reviste pentru a se inspira. Niciodată nu a lucrat niciun stilist cu noi. În arhiva lor găsim și acest afiș de pe timpuri. 7 lei costa biletul pentru intrare la un concert. De aici apare întrebarea firească. Oare au reușit să-și strângă destui bani dacă aveau atâta succes? Noi nu aveam un onorar stabilit. Uneori erau niște sume de recompensă care ne ajungeau ca să ne cumpărăm fixative pentru păr și poate ceva din cosmetică. Fără un manager și fără planuri ferme, în cele din urmă și fetele din trupa Zbânți și-au spus la revedere. Viziunile mele despre muzică erau diferite de ale producătorului meu. Focarul am fost eu, deoarece eu m-am plictisit. Nu aș fi vrut să mai cânt în Zbânți niciodată. Colaborarea lor artistică s-a încheiat, dar dincolo de scenă, relațiile dintre fete au continuat. E o prietenie continuă, că suntem cu metri, ele sunt nanele fetiței mele. Iar în acest studio lucrează în prezent Ala Donțu, care ne spune cât de mult îi place munca de acum. Am căutat-o și pe Diana să aflăm ce drum a ales după desființarea trupei. Am găsit-o tocmai în Turcia. Sunt din Anglia. Planific să încerc să predau într-o școală de balet, de aici din Anglia, fiindcă ei au nevoie de pedagogice și studenți în domeniu. Dar de formația Savana, vă mai amintiți? Erau trei băieți care au intrat repede în grațiile publicului, deși scena muzicală națională începea să se aglomereze. Eu eram coregrafa, ca să spunem așa, mă ocupam de mișcările în scenă. Tatiana se ocupa de vestimentație, fiecare și avea responsabilitățile lui aparte, referitoare la formație, iar Laurențiu se ocupa de muzică. Savana a avut un portofoliu de peste 20 de piese și au susținut 10 de concerte în toată țara. O melodie însă a făcut istorie. Caravana trece, caravana, vino după ea. Pe ne se permite să scândură minte de nu mă uita. Caravana trece, caravana, bate inima. O iubire în savană vrea și ea. Caravana trece, caravana, bate inima. O iubire în savană vrea și ea. Acum e clar de unde venea numele formației. Problemele însă au apărut când Tatiana Malaia a emigrat în Canada și a dat semnalul destrămării trupei în anul 2007. Laurențiu și Diana au rămas în lumea muzicii, fiecare pe cont propriu. Mă suna lumea și mă întreba, Laurențiu, nu vii la 8 martie la noi, la Criuleni? Deja aveam câteva piese semnate de unul singur, pot să vin singur, dar formația deja, Savana nu mai există. Și atunci își cereau scuze și spuneau că noi am vrut să fie Savana. Mi-a fost foarte greu să mă adaptez, pentru că eram obișnuită să fim în trei, toată atenția aia publicului era împărțită atunci și după ce m-am lansat singură, toată atenția era doar pentru mine. Laurențiu este destul de ocupat și cu cei doi băieți ai săi. Cel mare a absolvit facultatea de jurnalism, iar mezinul încă nu a ales între fotbal și muzică. Mi-ar fi plăcut să urmeze calea, pentru că în muzică eu am ce le arăta. În alte domenii nu prea. Închidem albumul cu amintiri despre muzica unor ani în care Moldova abia prindea gustul libertății de a cânta și a dansa pe pofta sufletului acestui neam, nu pe aceea a slăvitului conducător.